primele declarații ale soțului dansatoarei care s-a prăbușit pe scenă zilele trecute în timpul unui concert și a încetat din viață. Bărbatul a găsit puterea să vorbească și să explice ce s-a întâmplat, dar și ce scrie în certificatul medico-legal. Declarațiile cutremurătoare, dar și povestea care i-a legat pe cei doi chiar acum. Andrei, ce s-a întâmplat? Că spui că ai obținut certificatul medico-legal. Ce scrie? Am obținut... Avea mai multe chestii, dar principal a fost inima. Mușchiul inimii a fost slăbit, niște artere înfundate, am înțeles, și la plămâni ceva, nu știu exact, că a fost în termen, e scris în termen medical. Înainte nu, mai avusese episoade? Niciun semn, nici nimic, niciun semn, nicio... orice, o durere de cap, orice, o amețeală, nimic. Efectiv a fost fericită, cea mai fericită, până înainte cu 10 secunde. A zâmbit și a râs și a fost... Nu știu, e foarte greu. Înțeleg că dansai alături de ea pe scenă, nu? Da, da, da. Noi dansam alături de Letty Roman. Și... după a doua piesă, adică la prima piesă am terminat prima piesă și la a doua piesă, la jumătatea piesei, s-a întâmplat ce s-a întâmplat. A fost instant. N-am înțeles nimic. Eu eram pe scenă și am crezut că e pur, s-a încurcat, gen o să-și revină, după care a căzut și nu am mai putut să mai schimb nicio vorbă cu ea. Nimic, nimic. Am luat-o, am făcut tot ce am putut eu, la mine în brațe s-a întâmplat totul, i-am dat palme, i-am făcut respirație, i-am dat cu apă, toată lumea a ferit să mă ajute, să ne ajute, am chemat ambulanța, până să vină ambulanța ne-am dat seama că spitalul e pe drum, am luat-o în brațe și am alergat spre spital și în partea spitalului ne-am întâlnit cu ambulanța, unde a preluat-o echipajul medical care a venit și de acolo nu am mai văzut-o, adică doar frânturi. Ea încă trăia când a ajuns la spital? Da, da, încă respira, dar se plângea că doare, nu știu ce, n-am înțeles nimic. Eu am fost oricum într-o transă, într-o adrenalină, n-am înțeles nimic. Am pufnit în plâns, am țipat, după care m-am calmat, am discutat cu medicii, cu poliția, cu totul la locul, m-am calmat, pur și simplu m-am simțit robotel, așa, m-am simțit robot, am făcut totul din adrenalină, a fost sufletul meu pereche și am fost suflet de pereche. Am fost împreună, suntem de 6 ani și de 4 ani căsătoriți. Jurământul meu față de ea, când ne-am căsătorit, a fost următor, am zis: tot ce-mi doresc eu în viață, cât timp suntem împreună, este să te văd fericită. Exact asta s-a întâmplat și asta mă face cel mai puternic și e motivația mea principală că trebuie să merg mai departe și ea asta sigur își dorește, este cu mine, adică am un sentiment foarte bun. Ne mutasem în chirie, amândoi. Vă gândeați la un copil? Ne gândeam și ne doream foarte mult, dar n-a fost să fie. Deocamdată. Nu știu, poate Dumnezeu știa asta și poate n-ar fi vrut să rămână orfan, nu știu.